vă salut și bine ați revenit. Suntem în luna decembrie și vrem să abordăm unul dintre circuite de aici din Cheile Vălișoarei. Mai degrabă circuitul de pe partea dreaptă din Amonte spre Aval. Intrarea pe circuite se face foarte ușor, fiind un loc accesibil, având în vedere că șoseaua trece exact prin chei. În față se zărăște masivul Ardașcheia. Aici ne-a făcut un nou prieten, patruped, care se pare că ne va asoți pe traseu. Avem și niște grohotiși pe aici, care s-a desprins tocmai de acolo din stânca aceea. Încă un panou cu câteva informații legate de acest traseu, de grohotiș și de raritățile de pe stânci. Un traseu scurt, de vreo 2-3 ore, destul de lejer, însă spectaculos. Ce ai văzut acolo? Ia zi, ce ai văzut acolo? O să fie o peșteră. Mergem să vedem dacă se poate. O altă perspectivă. Am mai căpătat puțină altitudine. Și undeva în stânga, îmi bag degetul, acolo se află și o peșteră pe lângă care vom trece imediat. Cine a avut ideea? Nima. Da, tu ai fost cu ideea de a vine aici în Cheile Iudului. Mă, dar poate fost propriu de lui. Am ajuns și la grotă, la peșteră, care are denumirea de peștera Puculia. Așa, Ana? Da, Puculia. Puculia. Hai să vedem mai departe, mai în sus. Aici e spectaculos pe aici. Da, aici se înfundă. Da. Zucă se vede că e câine inteligent. Ai observat? Dar ce că ciobănește, câte se prinde ce vede. Habar n-am aici. Ești oameni. Hai, te descurci? Hai că mai aici un hop. Aici, așa încet și... Asta e coborârea de la peștera. Da. Puculea. Uite și că aici, vezi? Nu le-a cotit stânga. Am avut o porțiune cu urcare mai pieptișă și urmează să ieșim într-un punct de vedere. Chiar deasupra cheilor, deasupra văii. Facem o pauză, mâncăm ceva, voi scoate și drona și apoi continuăm circuitul pe punctul roșu. Ca și faună, întâlnim exemplare ca pisica sălbatică, jderul de stâncă, mistreț, vulpe și căprioară. Și chiar te poți întâlni cu ele dacă ești mai discret și stai la pândă, pentru că animale sunt abundă în exemplare în această zonă și în România, de altfel. Lupi căprioare se adună în turme care se numesc ciopor. Da. Din 10-40 de membri. Un prim punct de belvedere, după care ajungem la următorul, care este exact acolo, pe centrul imaginii. No, de acolo o să ridic și drona, facem o pauză de masă și ne relaxăm puțin. Am ajuns sus, la un punct de belvedere superb. În depărtări se văd și crestele Făgărașului, însă o să scot imediat obiectivul de zoom ca să vă arăt de mai aproape, în direcția sudică. Trebuie să fii atent la filmare, ori îi place cum îi faci.
până acasă. Bă, nu-i voie să vii așa dacă nu-ți dau. Ți-am dat deja două sandwich-uri. Da. Mă! Te intri la mine în gură, de-a dreptul, cu tot cu capul. Hei! Hai că-ți mai dau un pic. O, stai, uite. Hai cu Gabriel. Aici. Frumos. Mm. Da. Linda. Câteva cadre filmate și cu zoom-ul. O față chiar în depărtare. Se văd crestele Făgărașului. Foarte tare. Vârful Data de pe partea stângă. Muntele Ardeașcheia și în jos în dreapta satul Colțești. Undeva pe centru se vede și cetatea Trascăului sau cetatea de la Colțești. Lăsăm în spate acest punct fain de belvedere și începem coborârea pe circuit spre mașină și undeva vom intersecta banda galbenă care vine tocmai dinspre Bedeleu, Sălciua, zona aceea de pe Valea Rieșului. Bă, ai revenit! A fost plecat. Unde ai fost plecat, da? Ai simțit ceva, animăluț? Curta noastră drumeție e la final. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Până data viitoare, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți aproape. Mulțumim că ai fost cu noi, ai avut grijă de noi, ți-am dat și două sandwich-uri de șef, vreau mai mult să mănânci. Ai fost de treabă. Data viitoare când mai venim, ți-aducem multe de mâncare, bine?